Pentru unii vacanța este întoi, pentru cei care se pregătesc însă de concediu, mai ales dacă presupune și un drum lung, avem câteva recomandări de la specialiștii auto. Autoturismul are nevoie de câteva verificări pentru a ne asigura că ajungem cu bine la destinație. Pentru sezonul cald recomand următoarele. Verificarea lichidului de recire al motorului antigelo, verificarea senzorilor, verificarea ventilatoarelor și verificarea totodată a sistemului de recire din habitacul, pentru confortul nostru fizic. Este vorba de freon, este vorba de senzorii care indică presiunea freonului, este vorba de filtre care totodată ne aduce un confort pentru a respira un aer proaspăt. Foliile de protecție împotriva razelor soarelui sunt o necesitate în această perioadă. Pentru vopsitorie recomand ca autoturismul să fie parcat la umbră sau într-un mediu umbros, nici de cum să stea în soare, datorită că soarele aduce părți negative asupra lacului de protecție, asupra vopselor și tot așa asupra plasticelor. Să punem folii de protecție datorită faptului că acele folii de protecție au o protecție de UV până la 80-90%, ceea ce e interesul nostru pentru a nu decolora plasticele, a nu le dezlipi sau pur și simplu a nu le distruge părțile din habitatul, pielea după scaune. Pentru sistemul de frânare, recomand de fiecare dată schimbarea lui la 40.000 de kilometri, datorită faptului că el în decursul timpului pur și simplu se face condensare și sistemul de frână nu mai acționează corespunzător. Nu uitați să evitați supraîncălzirea motorului. Unul dintre motive este acumularea în timp de mizerie pe exteriorul radiatorului de răcire a motorului, așa că acesta trebuie curățat înainte de a porni spre o vacanță bine meritată și fără incidente.